Comitetul director al Spitalului Municipal de Urgență din Roman a decis că în cele trei zile de Paște, bolnavii rămași internați în unitatea sanitară romașcană să beneficieze de un meniu îmbunătățit cu alimente specifice marii sărbători creștine. Cu ocazia sărbătorilor pascale, conducerea spitalului a hotărât în ședință de comitet director pregătirea unui meniu special pentru ziua de 1 mai și 2 mai, respectiv pentru prima și a doua zi de Paște, pentru pacienții care au rămas internați în spital. În acest sens, ne vă aducem la cunoștință că la micul dejun s-a introdus, pe lângă meniul obișnuit, un ou roșu de persoană și 100 de grame de pască sau o felie de cozonac, iar la prânz, meniul a constat în boș de perișoare sau supă de perișoare, în funcție de regimul care era permis fiecărui pacient. Pentru felul 2 era sol de pui cu garnitură de cartofi sau garnitură de orez, sau o altă variantă, friptură de pui cu garnitură de ciuperci sau de fasole verde. De altfel, acest lucru se întâmplă și în zilele de Crăciun și Anul Nou, când bolnavii au un meniu îmbunătățit în ideea de a simți cât de cât atmosfera de sărbătoare, chiar dacă se nevoie să stea pe un pat de spital.